Probabil ați văzut declarațiile de astăzi ale ministrului de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, care a vorbit despre cererile depuse de aderare la Uniunea Europeană de către Republica Moldova și Georgia. Am să citesc doar un mic fragment din declarațiile făcute de șeful diplomației ucrainene. Cu tot respectul față de partenerii noștri georgieni și moldoveni, depunerea de către Moldova și Georgia a cererilor de aderare la UE arată acum ca o încercare de a atașa cele două vagoane ale lor la un tren ucrainean de mare viteză care se deplasează la Bruxelles. Cererea Ucrainei de aderare accelerată la UE ar trebui luată în considerare separat de cererile din Georgia și Moldova, a spus oficialul ucrainean. Haideți să comentăm un pic. Da, eu consider că nu prea aveam ce comenta, din simplu motiv că procedura de aderare la Uniunea Europeană nu prevede nimic, niște procedee speciale, accelerate. Asta este realitatea, da? Și eu înțeleg că domnul Kuleba se află ca și tot poporul ucrainean în condițiile de stres și, mă rog, putea să facă așa o declarație, dar din câte eu am auzit stând la volan, la radio, întârziind la emisiune, cererile vor fi acceptate concomitent în situație când, repet, Uniunea Europeană nu prevede la moment cel puțin niciun fel de proceduri accelerate. Și în situația aceasta eu vreau... Adică în procedură obișnuită o să procedură, fie examinată? Da, cu toate rigorile care sunt... Asta este, eu am subliniat, la moment. Prin urmare, vreau să-mi explic respectul meu profund față de eroismul ucrainenilor care luptă pentru țara lor și cred că trebuie să înțelegem, aici eu sunt 100% de acord cu ucrainenii care declară că noi vă apărăm pe voi, adică și civilizația și democrația europeană și o leacă și pe Republica Moldova. E adevărat, doar să explic, deci într-adevăr, ministrul de externe ucrainean a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova și Moldovei ca și stat pentru faptul că primește refugiații ucraineni și modul în care îi primește în Republica Moldova, dar nemulțumirea lui cea mare, înțeleg că nu doar a lui, dar și a altor oficiali ucraineni, țin de faptul că Republica Moldova și Georgia nu au susținut sancțiunile impuse împotriva Rusiei decât în Europa. Lucrurile nu sunt comparabile. Eu vreau să spun următorul lucru. Când introduc sancțiunile Statele Unite ale Americii, este sancțiuni. Da. Când e vorba de Republica Moldova, care stă ca o frunză pe apă, cu coloana a cincea aici la noi în spate și cu trupele rusești pe malul stâng, deci sancțiunile noastre se reduc la declarații. Deci ori Republica Moldova are nevoie de pace, ori Republica Moldova are nevoie de consolidarea cetățenilor și eu cu acest prilej vreau să subliniez că trebuie să avem încredere în sursele oficiale de informație și să nu ne lăsăm manipulați, stresați de tot soiul de fake-uri, deoarece ele sunt lăsate sistematic și eu ca persoană, e ca narodilăse în Ucraina, e vilno, spilcuiese ucrainskoi mou, urmăresc și în spațiul de internet ucrainean și eu văd niște fake-uri orchestrate și în regiunea Lvov, și în regiunea Chișinăului, din același centru sunt emanate aceleași fake-uri cu aceleași scopuri. De a antagoniza populația, de a provoca panică. Fake-uri în următoarea parte a emisiunii, într-a treia parte a emisiunii, o să discutăm detaliat. Da. Și eu consider că aceasta este prioritatea absolută și aici trebuie să ne concentrăm. Da, domnul Pașa. Este de înțeles poziția Ucrainei. Da, chiar dacă înțelege, și apropo, poziția Republicii Moldova și a Georgiei nu pot fi comparate absolut deloc. În primul rând, Republica Moldova este în continuare extrem de vulnerabilă pe o poziție foarte clară, chiar dacă, și din nou, poziția oficială a Republicii Moldova este că nu se raliază la setul de sancțiuni aprobat de Uniunea Europeană și alte țări occidentale și nu numai. Asta nu înseamnă că nu se poate revizui. Deci e necesar de cântărit foarte clar toate riscurile și de văzut și ce impact are. Dincolo de faptul că pentru Federația Rusă nu este... Deci mai curând Republica Moldova ar putea și probabil va fi timp, da, dacă o să ne ajungă resurse să analizăm și aceste lucruri,
să ia anumite măsuri pentru a evita ocolirea sancțiunilor. Poziția guvernului, repet, din nou, nu a poporului, guvernului actual din Georgia este total diferit. În primul rând, Georgia este asigurată din punctul de vedere a resurselor energetice, unde Republica Moldova are dependență de 100% de Federația Rusă. Da, pentru că vorbim și de livrările de gaze și implicit livrările de energie electrică. Alternativă nu este, dacă se oprește centrala de la Cuciurgan, Republica Moldova nu își poate asigura la această etapă electricitate în condiții cât de cât stabile. Asta este realitatea extrem de tristă în care noi ne aflăm după 30 de ani de independență. Și asta nu poate fi schimbat. Mai mult ca atât. Deci Republica Moldova este extrem de vulnerabilă pentru contra-acțiuni din partea Federației Rusă. Concret am vorbit despre sectorul energetic. Iar asta va genera o criză umanitară de plină în Republica Moldova și pentru populația Republicii Moldova și pentru refugiații care se află aici sau tranzitează Republica Moldova. Va genera mai multe crize și va toca orice posibilitate a administrației, a guvernului să administreze criza refugiaților și nu uităm că oricum avem probleme foarte mari cu costurile pentru resurse energetice și nici măcar pandemia COVID încă nu s-a încheiat. Bine este că măcar este într-o scădere stabilă în ultimele săptămâni, dar cifrele oricum nu sunt de neglijat. Da. Iată, asta este poziția noastră. Da, poate părea este poziția unui stat slab. Asta trebuie să recunoaștem pentru că suntem vulnerabili. Ceea ce a spus domnul Pașa, cuvântul cheie este impactul. Da, da, impactul. Ce este Uniunea Europeană? Deci impactul este un colos economic. Ce este Statele Unite? Cu rezerve financiare foarte mari care își pot permite să amortizeze șocurile. Când ei introduc sancțiuni, impactul lor este resimțit. Când Republica Moldova... Ca să-mi continu totuși explicațiile, pentru că poziția guvernului Republicii Moldova a fost în susținerea, deci condamnarea acestui război, numirea foarte clar și susținerea pentru cetățenii și pentru guvernul Ucrainei. În Georgia sunt procese mai complexe decât atât, pentru că inclusiv această decizie imediată a Federației Ruse de a scoate interdicții pentru importul anumitor produse, dar pentru Republica Moldova n-are niciun sens. Este o provocație politică pentru a amplifica cumva neînțelegerile între, sau a adăuga neînțelegeri între guvernul Ucrainei și al Republicii Moldova. Chestia asta cu mierile, pe unde să le ducem? Prin Turcia să le importăm sau pe unde? Când în cazul Georgiei situația este total diferită. Și deja merge un proces activ de înregistrare de firme în Georgia, prin intermediul care... Iarăși, cetățenii Georgiei nu susțin, deci ei sunt absolut categoric împotrivă. Regimul care conduce astăzi Georgia este un fel de xerox a regimului Plahotniuc. Un pic mai șmecher și mult mai atașat față de Federația Rusă. Dar această imitare a oligarhului Ivanișvili, că el chipurile este pro-vestic și nu știu ce, acum își dă arama pe față foarte clar, în situații complexe. Asta ar însemna că o soluție ar putea fi totuși dată diferită pentru fiecare țară separat. Nu e vorba despre niște vagoane care sunt conectate la un tren. Adevărat. În același timp, Republica Moldova a depus cererea. Eu nu am văzut mențiuni prin care se solicite o examinare de urgență sau o procedură simplificată de aderare, care posibil anumite proceduri să fie schimbate, dar asta necesită decizii politică la nivelul Europei. Exact, și deocamdată aceste decizii nu au fost luate și am văzut că mai multe țări din cele 27 țări ale Uniunii Europene deocamdată nu susțin demersul. Dacă îmi permiteți, eu mă străduiesc să mă documentez un pic. Uniunea Europeană este o organizație complexă unde deciziile se adoptă în baza de consens. Și unele țări din Uniunea Europeană deci au următoarea poziție, că bine, Ucraina depune cerere de aderare, dar acesta este un proces îndelungat. Da. Trebuie să ne concentrăm acum pe suport concret, acțiuni concrete în susținerea Ucrainei în ziua de azi. Prin urmare, cum să vă spun, acestea sunt lucruri simbolice și nu e cazul probabil să dedicăm prea mult timp, dat fiind faptul că evenimentele sunt absolut dramatice. Eu îmi pare rău încă o dată că am întârziat la începutul emisiunii, dar mai mulți experți notorii consideră că Vladimir Putin a comis câteva greșeli fatale
declanșând acest război împotriva Ucrainei, însă toată comunitatea internațională acum nu are răspunsul la întrebare cu ce se va termina acest carnage în Ucraina și în genere, deoarece dacă ne aducem aminte de faptul că la 17 decembrie anului trecut Ministerul de Externe a Federației Ruse a înaintat ultimatumuri în raport cu Alianța Nord-Atlantic. Deci, pentru mine, cel puțin, este clar că dacă Ucraina cade, atunci nici țările NATO nu se vor simți în siguranță. Prin urmare, acum trebuie, probabil, scuzați-mă de limbaj, toată chițebușenia aceasta nu are nicio valoare și nicio importanță. Trebuie să ne concentrăm pe aceea că statul Republica Moldova, din răsputeri, acordă asistență umanitară acestor refugiați. În calitate de deputat pot să vă spun că asta deja nu e mare secret. Noi cu vreo două luni înainte am început să ne pregătim. Da. Domnul Popescu a spus chiar la Cutia Neagră că se știa de prin octombrie-noiembrie. Că noi știam când va porni războiul. Da, noi ne pregăteam pentru scenariile cele mai sumbre și, spre regret, ele se realizează.